ce vă propuneți cu acest proiect, așa cum te întrebam? De ce ați ales municipiul Giurgiu? Ce invitați aveți aici și ce... Bună ziua și mulțumim frumos pentru acest interviu. Mă numesc Iulia Manole, reprezint Institutul Cuvorum, unul dintre partenerii în cadrul acestui proiect alături de Asociația BNM Renti. Implementăm în județul Giurgiu un proiect pilot, se numește Idei pentru Comunitate. Pilotăm un concept de dezvoltare locală numit CLLD, vine din engleză Community Led Local Development. Practic în sală avem reprezentanți atât din partea autorităților publice, din partea societății civile, dar și a mediului privat. Împreună au format un grup de inițiativă civică în Giurgiu, au realizat un plan de acțiuni și vor să rezolve anumite probleme actuale, stringente, pentru care pot obține rezultate concrete și vizibile pentru dezvoltarea în bine a comunității. Probleme care pleacă atât de la nivel administrativ, din zona socială, educațională, practic acest concept pe care noi îl pilotăm este un concept care agrează în mai multe proiecțiile din mai multe zone de interes într-un proiect de dezvoltare pentru localitate. În final vom vedea rezultatele în termen de 3-6 luni. Momentan avem planul de acțiuni, sunt 10 puncte pe care noi vrem să le atingem și sperăm ca printre cele mai importante, ideea de renovare a cinematografului, asfaltarea anumitor zone cu probleme din oraș, înființarea unui centru de tineret, de asemenea coșurile de gunoi care sunt lipsă pe anumite străzi din oraș și prin acțiunea grupului vom încerca să facem să fie montate din nou pe străzi. Bineînțeles, de aceea ne aflăm și astăzi în sediul primăriei, pentru că proiectul se bazează și pe parteneriate locale, avem parteneriate cu cele mai importante instituții din Giurgiu și au dovedit foarte multă deschidere și dorință de cooperare încă de la început. Tocmai de aceea și astăzi suntem în acest sediu pentru a arăta cooperarea dintre autorități și cetățeni pentru binele orașului. Vorbim de fonduri europene. Proiectul este finanțat prin fonduri norvegiene, prin e-grants. Trebuie să faceți asta, dacă eu nu stau încă puțin și după aceea vă las cu domnul viceprimar. Deja ați realizat o strategie? Comunitară. Bună și asta. Pe lângă strategiile noastre... Este faptul de ocupare a lui Institutului pentru Democrație Participativă a Euroforum și alături de colegii de la Asociația BNM Renti ne aflăm în Giurgiu cu ocazia proiectului Idei pentru Comunitate, un proiect de implicare civică pe care îl derulăm din aprilie anul acesta în județul Giurgiu. Pilotăm un concept nou de dezvoltare locală plasată în responsabilitatea comunității în municipiul Giurgiu și în Comuna Oina. Practic, astăzi ne revedem în acest format pentru a aduce în discuție planul de acțiune, strategia de dezvoltare locală pe care grupul de inițiativă Giurgiu o propune pentru ameliorarea anumitor chestiuni și pentru dezvoltarea armonioasă a localității. Astfel că ne face deosebită plăcere și vă mulțumim încă o dată pe această cale domnului primar, domnului Barbu, și domnului viceprimar Vladu, primar și viceprimar al municipiului Giurgiu, pentru că sunt alături de noi și ne onorează cu prezența în această conferință. Domnul primar, da. Bună ziua și bine ați revenit în cadrul primăriei municipiului Giurgiu și în cadrul acestei săli, sala de consiliu
local al municipalității. În primul rând, vreau să vă felicit pentru această inițiativă și ca o remarcă sau ca un sfat pe viitor, să știți că oricând veți avea inițiative unde Primăria Giurgiu poate interveni ca și partener suport, vă rog să o faceți cu siguranță, pentru că dintotdeauna municipalitatea a susținut orice idee de proiect cu finanțare europeană, orice idee de proiect care să vină și să susțină domenii de activitate din municipiul Giurgiu, și unul din acesta și faptul că vă ocupați pentru implicarea comunității în deciziile publice merită tot respectul și toată admirația noastră. Societatea civilă este necesară pentru orice activitate într-un oraș, într-o comunitate locală. Necesitatea nu rezumă doar din faptul că trebuie bifat ceva atunci când vrei să iei o inițiativă. Să știți că și deciziile de Consiliul Local se iau, unele din ele se iau după dezbatere publică. Unele se iau după postarea pe site-ul primăriei și aplicarea de către cetățenii orașului acelei acțiuni. Se fac tot felul de, puncte, se strâng tot felul sau se centralizează puncte de vedere ale persoanelor implicate în societate, chiar la nivel de persoană fizică, dar și ONG-uri. Și la sfârșit de tot, acel material de Consiliu, care va deveni hotărâre de Consiliu Local, îmbracă toate formele și toate punctele de vedere ale societății civile. Deci societatea civilă, vă spuneam, este o necesitate în luarea tuturor deciziilor. Eu vă felicit că v-ați implicat în acest proiect. Vă felicit că prin utilizarea unor resurse europene, unor resurse bugetare financiare europene, reușiți să creați acel suport necesar implicării în societate, în comunitatea societății civile. Și este un lucru meritoriu. Poate că la început mulți spun, da, este o activitate care mai consumă niște bani europeni, dar nu aduce nimic fix, nimic palpabil. Să știți că atunci când vrei să faci investiții, ai nevoie și de celelalte lucruri care să îmbrace acea investiție. Nu dezvoltarea multilaterală, dezvoltarea complexă a unei comunități, a unei societăți, nu se realizează doar prin investiții, investiții materiale, doar prin construcții, prin drumuri, prin realizarea unor obiective de investiții, ci prin suportul necesar ca acea investiție să vină viabilă. Și aici societatea civilă are un rol foarte important în punerea în aplicare sau în mediatizarea, în armonizarea și, nu în ultimul rând, în eficientizarea acelei investiții. Mă bucur că dezvoltați un concept nou privind implicarea comunității în luarea deciziilor, aceea de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității. Este ceea ce vă spuneam. Nu poți să dezvolți ceva fără să ceri părerea și punctul de vedere al comunității. Pentru că atunci vei face ceva care nu este necesar societății. Vei face ceva ce își dorește doar acel care ia decizia, iar comunitatea nu este activă. Iar un lucru care l-a dus și îl faci și îl impui comunității, s-ar putea să fie respins de comunitate. Dacă nu ai acel feedback cu comunitatea, dacă nu ai acea poziția comunității în dezvoltarea armonioasă a unui oraș, te vei trezi că ai făcut o investiție, ai cheltuit niște bani, efort și financiar și material și uman, și acea investiție nu este pe placul comunității. Ai făcut-o și se va spune, a făcut-o la modul corect, discut deschis, a vrut primarul să facă lucrul același, dar pe noi ne-a întrebat nimeni, vrem așa sau nu vrem așa. Și mai dau un singur exemplu și mă opresc aici, și dumneavoastră veți face acea legătură. Atunci când vrei să trasezi niște alei într-un parc, lasă parcul liber și lasă oamenii să meargă prin parc.
Și vei vedea pe unde sunt potecile bătătorite, pe acolo să faci aleile, pentru că alea sunt lucrurile pe care omul știe din instinct, din normalitate, pe acolo va merge. Degeaba vii să-i pui un trotuar paralel când el știe că trebuie să o ia de la nord la sud. Degeaba l-ai pus de la est la vest. Am vrut să dau aceste exemple tocmai ca să mă fac înțeles privind, pe un mod mai practic, rolul și necesitatea comunității locale în luarea unor decizii. Vă felicit pentru acest proiect. Vă aștept și cu alte proiecte la Giurgiu și, nu știu, sunt sigur că și domnul viceprimar la proxima întâlnire v-a spus același lucru, veți găsi parteneri de nădejde și parteneri serioși și corecți în primăria municipiului Giurgiu. Trebuie să vă asigur că proiectul pe care noi îl realizăm și rezultatele pe care ni le dorim sunt rezultate pe care ni le dorim vizibile pentru comunitatea din Giurgiu. Nu doar ca să fie un proiect pe care să-l avem în palmare, să spun. Este un proiect finanțat prin fonduri norvegiene, prin migrant. Și tocmai de aceea este un proiect pilot, pentru că pe acest concept vom implementa și alte proiecte în perioada următoare și de ce nu chiar la Giurgiu ne-ar face mare plăcere să ne putem reîntoarce, mai ales având la bază acest parteneriat din ce în ce mai solid. Vă mulțumesc frumos și invit pe domnul viceprimar. Domnul vice rămâne și vă las să vă doresc succes în continuare și chiar mă bucur că între câte strategii avem, chiar de dezvoltare comunitară locală chiar nu avem. Și rămâne să le punem în practică. Exact. Ține de dumneavoastră. Din ceea ce am transmis, v-am spus clar că aveți sprijinul pentru orice inițiativă care vreți să o implementați în Giurgiu. Deci de aici am spus tot. Mulțumim. Bun. Bună ziua, vă zic și eu. Îmi pare bine că o parte din dumneavoastră ne revedem acum, după ce am participat și la deschiderea acestui proiect. Așa cum spunea și domnul primar mai devreme, ați venit pe un teren fertil, în sensul că primăria municipiului chiar este avidă după proiecte europene. Am spus și o repetăm de atâtea ori de cât este nevoie, că primăria municipiului Giurgiu și pe municipiul Giurgiu avem nevoie de proiecte europene, indiferent ce proiecte vin, că sunt proiecte pe infrastructură, că sunt proiecte pentru pregătirea tineretului, pentru pregătirea forței de muncă sau proiecte pentru dezvoltare. Toată lumea se uită în general către proiectele care aduc ceva, adică care sunt palpabile pe infrastructură, pe dezvoltare. Să vedem că în urma proiectului respectiv a rămas o stradă, a rămas refăcută, a rămas, eu știu, o clădire care o palpăm și o vedem cu ochii liberi și ne folosim de ea, dar eu spun că toate proiectele sunt bune atâta timp cât ne deschide mintea, atâta timp cât ne face să vedem altfel lucrurile decât așa cum eram noi învățați. Pentru că o avem și pe doamna director Ianca Meca, care a venit acum de la Ulm. Vorbeam cu dumneai ieri și același lucru îl simțim când mergem afară și vorbim în Uniunea Europeană, unde deja problemele de infrastructură, problemele de alimentare, de resurse, sunt deja depășite. Toată lumea acolo deja a trecut la un alt nivel de proiecte în Uniunea Europeană. Și pentru noi ne este greu să ne integrăm în discuțiile acelea, pentru că deja ei vorbesc de ceva ce noi vom putea să facem peste 20 de ani. Adică se promovează ideile de proiect de intercomunitate, de interacțiune pe regiuni, proiecte de, eu știu, de promovare de spectacole, promovare de idei de tot felul și sunt proiecte europene care sunt finanțate. Iar noi când ne ducem acolo, deja avem în minte că noi nu avem alimentare cu apă, nu avem canalizare, nu avem străzi și astea sunt lucrurile care pe noi la ora actuală ne doare cel mai mult.
Ca în orice proiect am văzut și vă felicit pentru proiectul acesta, pentru că, vedeți, leagă practic partea administrativă de nevoile oamenilor din municipiu. Și ca în orice proiect, primul lucru care se face este de identificarea de probleme. Lucru care îl facem și noi la municipiu, dar este bine cu cât identificăm cât mai multe probleme în toate domeniile, cu atât vom ști care sunt necesitățile de proiecte și ceea ce trebuie să facem în municipiul Giurgiu. După ce am identificat problemele acestea, identificăm măsuri de rezolvare a problemelor. Și atunci facem proiecte și pe dezvoltare, și proiecte și pe infrastructură, în funcție de necesitățile care vin din teritoriu. Deci la probleme ridicate de cetățenii vorbim acum din municipiul Giurgiu sau în general din teritoriu, cum suntem acum, că l-ați făcut pe județul Giurgiu, că am văzut că e și Oinacu, da? Cu un grup de inițiativă local din Oinacu, da? Prins. Deci identificăm aceste măsuri. După ce am identificat măsurile, trebuie să facem un pas mai departe și să prioritizăm aceste măsuri, să vedem, pentru că toate sunt necesare. Deci odată ce ai identificat problema și ai făcut aceste măsuri, toate sunt necesare. Poți să le faci pe toate? Odată nu. Și atunci trebuie să prioritizezi aceste măsuri în funcție și de condițiile reale care le ai în unitatea respectivă. De câți bani ai, de ce poți să vii cu finanțările la proiectele respective și cum poți să dezvolți localitatea respectivă, UAT-ul respectiv. Și numai apoi, după ce ai făcut toate astea, poți să-ți faci un plan. Un plan de proiecte și un plan de dezvoltare pe care poți să mergi de aici în continuare, având în amonte tot ceea ce am discutat până acum. Lucru care încercăm și noi la primărie, este foarte bine că veniți alături de noi. Așa cum a spus și domnul primar și v-am mai spus încă o dată, suntem alături de orice inițiativă pe proiecte europene. Lucru care l-am demonstrat și îl demonstrăm în continuare. Vă mulțumesc și vă urez succes astăzi la dezbateri. Mulțumim frumos și ne bucurăm de suport. Reiau ideea de mai devreme. Roberto Pătrușcă, eu aminteam că suntem aici pentru a implementa cele 10 puncte din strategia noastră de acțiune, așa că ne-ar bucura suportul dumneavoastră în implementarea acestora și alături sunt în sală membrii din grupul de inițiativă civică. Poate vă vor transmite colegii dumneavoastră mesajul pe care îl au de spus, pentru că sunt lucruri concrete care se pot duce la îndeplinire fără eforturi foarte mari din partea administrației locale. Și cred că ar fi un imbold și un stimulant foarte bun pentru toți membrii societății, comunității Giurgiu, pentru a se implica și a fi activ la nivel de comunitate, pentru o dezvoltare armonioasă pe toate planurile, pentru că acest concept pe care noi îl implementăm nu vizează un sector anume, ci este un concept integrat, care încearcă să rezolve probleme din mai multe domenii de activitate. Okay. Și îl invit pe domnul Roberto Pătrășcoiu, managerul de proiect, să ofere câteva detalii despre conceptul pe care îl implementăm și despre ce facem în Giurgiu în mod concret. Mulțumesc frumos, stimați invitați! O să profit de oportunitatea aceasta nu numai să prezint proiectul așa cum se face în mod uzual, ci și să generăm o dezbatere despre ce înseamnă planificare participativă, ce înseamnă implicarea cetățenilor în decizia publică și cum se pot genera acțiuni prin acest dialog. Prezentarea cu o fotografie pe care o puteți vedea acolo. Și v-aș întreba ce credeți că reprezintă acea fotografie. Orice idee aveți, ce vă vine în cap când vedeți acea fotografie? Subiect de actualitate în județul Giurgiu, având în vedere rezultatele de astă vară. Altceva, încă o idee? Am vrut doamne care a venit să scrie problemele cu... Bun, perfect. Este din Portugalia, din orașul Cascais și reprezintă într-adevăr un grup de oameni care stabilesc bugetul local. Acei oameni sunt cetățeni.
Și este o, o acțiune pe care primăria din Cașcai o implementează, și anume stabilirea participativă a bugetului local. Și probabil că o să vă întrebați ca și mine cum adică cetățenii să stabilească bugetul local. Acum 3 ani au fost votate 30 de proiecte de către 6.000 de oameni. Atât de bine a prins acest lucru, astfel încât în al doilea an au venit 30.000 de persoane să voteze proiectele. Deci aproape ca la un tur de scrutin, în contextul în care acest oraș este un pic mai mare decât Giurgiu. În felul acesta au fost alocate 6 milioane de euro pe cele 32 de proiecte și vor să continue, pentru că au constatat că este o manieră foarte sustenabilă de a investi. Acum domnul viceprimar spunea că mergem în Occident, în Uniunea Europeană, și vedem că au ajuns la un alt nivel acolo. La noi sunt nevoi stringente de infrastructură. Da, este foarte adevărat. Este foarte adevărat că acolo și-au cam rezolvat mai de mult problemele astea stringente de infrastructură. Nu înseamnă că nu, încă nu au astfel de probleme. Dar cumva nivelul la care au ajuns în această planificare participativă de care vorbeam, în acest dialog structurat societate civilă, mediul de afaceri și, și mediul administrativ, este unul foarte evoluat sau unul care poate fi replicat și la noi, de ce nu. Și să vă dau câteva exemple de proiecte care s-au făcut acolo. Desigur, au fost și proiecte standard, reabilitarea alei, amenajări peisagistice, dar și proiecte din astea mai deosebite. Un astfel de proiect a fost votat ca fiind un parc pentru câini, pentru câinii cetățenilor. Nu comunitar, ai cetățenilor, să se ducă să-și plimbe. Iar un alt proiect, de fapt, proiectul care a primit cele mai multe voturi a fost un centru cultural, atenție, de noapte, în care cetățenii să meargă, să meargă la acest centru cultural, la manifestări culturale, noaptea. Mai ales că tinerii sunt mai activi noaptea decât în timpul zilei și au vrut să aducă cultura în stradă în timpul nopții, când tinerii au acces cel mai mult aia. Am făcut acest scurt intro pentru a genera această dezbatere despre ceea ce înseamnă implicarea cetățenilor și planificarea participativă. Acum nu trebuie să ascundem faptul că în România, în general, nivelul de implicare a cetățenilor și de dialog între administrația publică și cetățean în implementarea deciziilor publice este unul scăzut. Ăsta este adevărul. S-au făcut pași foarte, foarte mari, s-au făcut pași semnificativi în România, la nivelul municipiului București, la nivelul municipiului Giurgiu, dar încă avem mult, mai avem mult până departe, în contextul în care există și o serie de probleme de dezvoltare locală, semnificative ca în orice oraș. Pe cele din Giurgiu le știm, nu mai târziu de astă vară erau acele statistici care poziționau Giurgiu pe ultimul loc din țară la promovabilitate la BAC, și de asemenea la rata șomajului, între cele mai mari din țară, dar cu atât mai mult este nevoie de aceste mecanisme de consultare și de dezvoltare de proiecte comune. În cadrul proiectului am făcut și o cercetare sociologică în care să analizăm cât de mult se implică cetățenii în decizia publică, sau mai degrabă cât de mult vor să se implice și care ar fi cele mai mari probleme pe care municipiul Giurgiu le are. Și la întrebarea dacă cetățenii și-ar dori să se implice, majoritatea au spus că, 57% au spus că da. Însă în momentul în care întrebarea devine mai specifică, noi, în cadrul proiectului, vom organiza așa ceva și vom pune bazele unor consultări publice și al unui grup de inițiativă civică, ați dori să vă implicați efectiv, același om care a spus în procent de același grup țintă, care în procent de 57% a spus că s-ar implica, atunci când a venit întrebarea specifică, ok, noi vom face asta, veniți cu noi, doar 24% au mai rămas, și-au exprimat intenția. Iar din cei 24% au mai rămas doar o mână de oameni pe care îi avem și astăzi în sală și îi felicit cu ocazia asta. Murilor, starea spitalelor și policlinicilor și abia pe ultimele locuri sunt problemele astea mai soft de implicare comunitară. A ieșit unul totuși în acest studiu și anume lipsa unui cinematograf. Are 15% din cei chestionați
Lipsa unui cinematograf fiind prezent și își dorește rezolvarea acestui proiect. În acest context, venim cu proiectul pe care îl propunem, care are ca scop creșterea nivelului de implicare publică și dialog structurat. Noi ne-am propus să atingem un grup țintă de 250 de oameni, 250 de participanți, atât din societatea civilă, mediul public și mediul de afaceri. Implementăm acest concept care se numește dezvoltare locală în responsabilitatea comunității. El poate fi un concept destul de vag. Însă o să vă spun doar două lucruri despre el. Probabil că unii dintre dumneavoastră sunteți familiari cu acest concept. Primul, se va investi foarte mult de către Comisia Europeană în România, de către fondurile europene în România până în 2020 și după, în aceste finanțări europene consistente, vorbim de zeci de milioane de euro, pentru proiecte votate de cetățeni, pentru proiecte discutate efectiv împreună cu cetățenii. Municipiul Giurgiu este eligibil pentru astfel de proiecte care se vor deschide în curând finanțările pentru implementarea acestui concept. Administrație publică, cetățean și mediul de afaceri. Altfel, dacă nu se demonstrează că aceste consultări au fost făcute cu toate cele trei paliere și cu factori relevanți în aceste trei paliere, proiectele nu pot fi considerate relevante. De asemenea, se vizează un al treilea principiu, abordare integrată, respectiv, abordarea integrată înseamnă că sunt propuse la pachet proiecte din toate domeniile, nu numai social.